serviciul Flori pentru Tine. Doamna Maria, vă felicităm cu ocazia zilei de naștere, vă urăm mulți ani, să aveți parte de multe, multe bucurii. Această floare este cu drag pentru dumneavoastră. O tortă și șampanie pentru masa de sărbătoare. Și acum vă punem la încercare. Cum credeți? Cine a solicitat această surpriză pentru dumneavoastră? Șorul, Nora, Șorul Bahrădin și Nora Cristina de Stihotare. Ei, cred că au vrut să-mi facă vreo surpriză. Așa, inima de mamă vă spune exact că această surpriză este din partea ficiorului dumneavoastră, din partea Nororii, a scumpilor nepoței și generile Maxim, la fel este la depărtare. Maxim, mă scuzați, cred că și el s-a alăturat, că stăți împreună. Da, într-adevăr, ei sunt, chiar dacă sunt departe de casă, să știți că astăzi este o zi foarte importantă și pentru ei. La distanță vor sărbători ziua dumneavoastră de naștere, dar cel mai important că se roagă să trăiți mulți, mulți ani, pentru că vă iubesc foarte mult și au nevoie de dumneavoastră. Ne-au expediat și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, doamna Maria. Scumpa noastră mamică, chiar dacă azi ne despart hotare, știm că suntem mereu în gândul și în inima ta, iubitoare. Din depărtare te cuprindem cu toată dragostea noastră și îți punem la mulți, mulți ani. Ne rugăm Domnului să-ți aducă în dar sănătate trainică, bucurii nemărginite în suflet și cât mai mulți ani senini. Bunul Dumnezeu să te ocrotească și să te ajute în toate, căci tu ești îngerul nostru pe acest pământ. Te iubim nespus de mult și fie ca această surpriză din partea noastră să-ți creeze o dispoziție minunată de sărbătoare. La mulți ani cu multe bucurii! Te cuprindem, te iubim foarte mult. Acest mesaj l-am primit de la ficiorul dumneavoastră Bahrădin, Nora Cristina, nepoții Bogdan și Bahodir și ginerile Maxim. Mulțumesc și eu și le doresc mult sănătate și lor și îmi pare bine că s-au adus aminte și de mine, de, că suntem la depărtare și aș fost mai bine să fost alături de noi. Mulțumesc frumos și... Doamna Maria, speră mult că această surpriză vă face să le simțiți prezența mai aproape, pentru că ei și-au dorit foarte mult să fie, să vă cuprindă, dar au decis, deci posibilitatea a fost prin această surpriză să le simțiți prezența. Vă spunem încă o dată la mulți ani și multă sănătate! Mulțumesc frumos! Dragă mamă, astăzi este ziua ta. Îți doresc multă, multă sănătate, în primul rând. Vreau să-i mulțumesc pentru tot, că ne-a crescut, ne-a îndrumat la bine și la rău ne-a susținut tot timpul. Și vrem foarte, foarte mult să ne crești și nu numai pe noi, dar și nepoții. Să fie alături tot timpul de noi și multă, multă, multă sănătate, că asta mi-e de preț ca toate. Da. Și în primul rând lui fratele și lui cumnata și cumnățelul, la fel mulțumim. A făcut o surpriză foarte frumoasă, plăcută și le simțim lipsa. Și numai bine, sănătate la toți și succesul mare. Mulțumim! Îi doresc mult, mulți ani să trăiască în liniște și în bucurie. Să, când am îmbătrânit la așa vârstă, bătrână tare de-a mea că merg în cărți, dar am venit și eu un șețor în coace, m-a adus acolo și nepoței, îmi place Bahrădin și Zilulea și Oxana, că nu ia cam ușa vinecă la lucru. Tare cu dânsele, ne împăcăm, trăim în gine și bucurie doresc la tăți. Bună ziua! Bună ziua încă o dată și mamică, îți dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la noi, de la copii, că ești cea mai scumpă ființă de pe lume. Ești cea mai super bunică și îți dorim multă, multă sănătate, la mai mult și la mai mare.
мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Значит, сбудутся мечты, небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои лучше мамы не найти подруги. Бог храни тебя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Ах, Бог храни тебя.